Am și o întrebare. Care este impactul financiar care l-ați avut voi de la 1% la 4-5%? Cum s-a concretizat financiar? Adică, da, practic, întrebarea se referă la tema de astăzi. Profit sau costă? Doar pe partea asta, din ce am reușit să întoarcem din refundări. Păi, eu zic că este profit. Adică, overall, oricum este profit. Acum, nu poți să faci profit doar întorcând anumite refundări. Aceste câteva refundări pentru noi înseamnă câteva mii de euro pe an. Dar care poate să însemne, de fapt, din acei clienți pe care noi îi întoarcem într-un an de zile, ei oricum rămân pe mai mulți ani. Dacă multiplicăm, sunt mulți mai mulți bani. Dar, practic, în chestia aia, ne putem să plătim anumite lucruri, de exemplu. Sau avem alte beneficii. De exemplu, dacă pentru o persoană care face custom service plătești 1 leu, cât câștigi din aceste reconversii, să spunem? Plus ori 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori... Păi cred că e puțin diferit, pentru că este cum ce am început. Noi nu ne facem banii din customer support. Noi nu ne vine serviciul ăsta, vine, e un cadou, să zic oarecum, e un bonus pe care îl primești cei care cumpără produsul. Oriunde nu am, adică nu avem cum să le monetizăm concret, așa, pentru că un client, odată ce dă banii, da, o parte se duce pe partea de suport, dar o altă parte din bani mai mare se duce pe partea de development, de cercetare, adică banii nu putem împărți chiar așa. Sau poate nu am înțeles eu întrebarea. Aș pune programul un pic altfel, în sensul de dacă eu pierd un client, cât mă costă să achiziționez altul în locul lui? Costul de achiziție e mult mai mare decât costul de retenție. Bun, asta este așa, dar aici se mai mult de exemplu altre chestii pe care eu nu o văd acum, pentru că clienții atragem, adică ce facem noi în general, vin din partea de marketing, adică departamentul de marketing se ocupă de aducerea clienților. Noi ne ocupăm de încercarea, cum ar fi, adică după ce clientul deja ajunge la noi. Adică de acolo este treaba noastră. O singura chestie pe care mai avem este la pre-sales, în care putem să mai avem ceva. Să zicem că de acolo mai convertim noi ceva. Dar, în general, marea majoritate care vin, adică vin și cumpără direct, nu prea ne contactează pe pre-sales. Adică noi avem întrebările de pre-sales într-o lună, sunt cam de 10% din... Eu aș face calculul ăsta. Cât pierdeam înainte să am conversie de 4-5% versus cât pierd acum conversia asta 4-5%. Pentru că este o plusvaloare adusă de voi pe segmentul de business. Păi sunt acele cam 4-5.000 de euro pe an. Adică cam atât aveam pierderea înainte, să zic, și acum ăsta este plusul pe care îl avem. Înseamnă că ăsta este. Da. Da. Deci 4-5.000 de euro. Eu vreau să te întreb dacă folosiți un sistem, un serviciu pentru gestiunea etichetelor existente în viață sau dacă v-ați construit voi ceva. Asta nu ați construit. Ca și tool te referi? Ca și tool, da, da. Ca și tool noi folosim HelpScout și cumva ne folosim de opțiunile pe care ne le oferă ei. Și ați descoperit vreo limitare în operațiune? Da, oarecum, să spunem, ar fi, de exemplu, câteva, noi avem documentațiile tot la aici, iar limitările ar fi mai mult pe partea aia de documentare. În schimb, aici nu prea au fost cazuri în care să ne dorim să facem ceva și să nu reușim. Adică, de obicei, sunt destul de complete. Și ceva mi se pare că prețul este per user la ei, gen la Rareș, sau și pe undeva la 20 de dolari pe lună. Per user. Eu am o întrebare legat de clienții care le recomandați toate produse. Aveți vreun fel de a măsura eficiența faptului astea, la faptul că ei sunt fideli? Nu știu, cum aveți tabul respectiv pentru refund initiated și refund complete. Dar dacă folosiți cea pentru ei, nu avem. Am înțeles. Nu avem, doar că au fost cazuri în care clienții s-au dus, au cumpărat și apoi a venit oameni să-mi zic, ok, am luat de acolo, a fost bine, ok, am luat de acolo, n-a fost bine, sau ceva de genul ăsta. Da. Asta ar fi o idee și asta, un label și pentru cei care recomandați produse externe de urmărit. Da, dar ce mi se pare greu e că aici ar trebui cumva să ai o interacțiune și cu cel către care îl clienți. Noi nu facem chestia asta pentru afiliere sau pentru bani, ci doar să ajutăm user. Și atunci nu putem să știm dacă el cu adevărat a cumpărat ce a recomandat noi. Nu, e de văzut dacă revine la voi, pe urma aia mi se părea... Dacă adică dacă nu mă știu se revine înapoi... Da, exact. Dacă depinde de ce revin, că dacă revin cu o problemă, un produs ăla... Poate nu e interesant. Da. Dar poate să fie de bună și asta nu m-am gândit la mersul. Am și eu o întrebare, da, curiozitate. Pentru cineva la început de drum, îi recomand să investească într-un tool de ticketing sau poate merge până la un anumit punct și care ar fi punctul ăla, nu știu, să meargă pe mail sau altă formă, nu știu, să-și gestioneze în alt fel la început de drum. La început de drum, cred că depinde puțin la început de drum cu ce, cu tine ca freelancer sau cu tine ca companie, pentru că dacă ești companie sau ai deja câțiva oameni, pe de suport, cel mai bine să mergi pe direct pe un tool care să te ajute. Dacă ești tu singur, poți să folosești, să zicem, să folosești mail-ul tău, poți să ți-l organizezi singur într-un mod anume în care nu te mai încurcă altcineva, adică oricum doar tu treci prin ele, deci poți să folosești mail-ul. Dar dacă este ceva la început de drum, să zicem, dar este companie, recomand utilizarea unui tool. Dar sunt și tool-uri gratuite de ticketing, adică nu trebuie să investești bani în asta. Foarte bine. Okay. Poți să ne dai cu de numele, te rog? OTRS. OTRS? OTRS, Open Ticketing Request System. Ah, noi okay, deci gratis. Da? Noi la pe hosting folosim Awesome Support. Și este gratis? Da, are o versiune gratuită, avem Pro, dar, adică am Pro, dar... Partea interesantă e că și eu inițial am pornit pe mail. Și mai am un preț, deci cel puțin cu clienții din România nu o să-i convingi, cel puțin pe un, nu știu, la 45 de ani în sus, greu o să-i convins să-ți trimită, știi, trebuie să primiți un tichet când folosește link-ul ăsta. Nu o să facă treaba, am încercat, nu o să facă treaba asta, o să sune sau o să trimită pe mail. Și totuși, cu modulul ăsta, are o chestie foarte interesantă. Am vrut să cuplez, practic, toate etichetele cu mail. Și, practic, tot ce vine prin mail, cu o listă de mail-uri în Awesome Support, mi le trimite direct acolo. Păi. Și acolo, practic, am o evidență internă la etichetă. Asta face și cu HelpSoft. Adică, practic, unul ăsta se leagă de un mail al tău și dacă tu acolo poți să ți le gestionezi într-un alt mod față de într-un Gmail obișnuit sau de-a pus sau alt... Nu știu, pentru mine, facultatea s-a dovedit a fi mai important, de fapt, și cred că asta, de fapt, e cea mai importantă chestie, să am o gestiune internă. Pentru că clientul tot rămâne șocat când vede că eu am o evidență a tot ce s-a întâmplat în proiectul respectiv, chiar și cu ani în urmă. Și am datorită sistemului intern. Da. Nu datorită mail-ului, că el spune, ei, dar nu mai am un e-mail. Da, dar avem noi în... Da, dar pe de altă parte, ce spuneam mai devreme, eu cred că cumva te ajută pe tine să ai un contact form pe care el să treacă față să-ți dea un e-mail. Adică pe noi ne-a ajutat, pentru că vrei să știi ce produs folosește, dacă este un produs sau... Da, asta adică în funcție și de ce profil ai, știi? Da, nu, mi-a dat clar, cred că nu merge în altfel. Da. Scuze-mi, cum te numești tu? Rareș. Rareș. Ziceai că folosești acel program gratuit. Am curios, de exemplu, ce limitele ai sau ce poți să adaugi taburi, poți să... Poți să adaugi taburi, da. Și ar fi versiune pro sau ai doar cea... E și versiune pro, da. Și care ar fi diferența între ele? Nu știu să zic. Nu am folosit eu atât de mult. Ok, în momentul pare doar că să vezi, adică eu am curios. Dar are chestii de nu se le au timpul de răspuns, știi? Adică... Dacă ai anumit client și stabilești cu el un timp de răspuns la tichet, adică îți primești alerte, vedeți că tichetul ăsta a trecut o oră de când s-a deschis, ar trebui să răspunzi la el. Și în funcție de severitatea tichetului, dar, mă rog, nu cred că se aplică la chestia asta, severitate. Da, 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 cred că la fel depinde de profil, știi? Da. Ok. Cred că cumva am făcut trecerea într-o etapă surpriză, zic, a meetup-ului și anume